Au lucrat la ele timp de mai bine de 2 săptămâni, iar acum rodul muncilor se și vede. Preșcolarii de la grădinița numărul 1 Veverița, cât și școlarii de la școala generală numărul 2, au pregătit o expoziție cu decorațiuni de Crăciun. Aceasta poate fi admirată la instituția școlară pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. În așteptarea lui Moș Crăciun este ultima expoziție realizată de către micuții de la grădinița numărul 1 Veverița, în colaborare cu elevii claselor a 2-a de la școala generală numărul 2. Aceasta cuprinde lucrări realizate de către micuții celor două instituții de învățământ, de la felicitări, picturi, desene sau chiar coronițe de Crăciun, toate pot fi admirate la instituția școlară din Făgăraș. Am realizat frumoase felicitări la care copiii au colorat și bucuria de a fi împreună cu școlarii a fost deosebită. Iar cu ajutorul părinților, cărora ținem să le mulțumim în mod deosebit, am putut să facem rost de aceste materiale din natură, care acum în perioada de iarnă sunt foarte binevenite și care, prezentate sub acest aspect, aduc bucuria copiilor de a-l primi într-un mod cât mai plăcut pe Moș Crăciun. Școala 2 are o colaborare foarte bună cu toate grădinițele din Făgăraș și, având în vedere acest lucru cu grădinița numărul 1 Veverița, am încercat un parteneriat de confecționare a ornamentelor de Crăciun și Anul Nou. Copiii au lucrat la ele, acum noi le-am pus în expoziție și sunt și cu vânzare. Adică munca copiilor este și răsplătită să vină Moș Crăciun mai repede. Toate lucrările realizate cu multă muncă și pasiune de către micuți vor putea fi și cumpărate la prețuri modice. Expoziția va putea fi vizitată pe toată perioada sărbătorilor de iarnă.